Hei, salutare fraților, ce faceți? E căldură mare, într-adevăr, mor de cald. Sunt pe litoral, nu știu dacă se vede în spatele meu. Sunt valuri foarte mari, sunt valuri uriașe, deci am venit până la mare să... Pauză. E doar green screen, într-adevăr sunt la studio. Vedeți ce ușor pot păcăli ochii? Deci, acest green screen este folosit în toate filmele de peste tot. Și bineînțeles, îl voi folosi și eu în diverse emisiuni pe care le voi face pe acest canal și pe canalul Made in Romania. Ce faceți voi într-o zi frumoasă de vară? Mi-am luat altă cameră, un Sony AX33, pentru că are un inel automat și pot folosi mai multe combinații, inclusiv un gimbal intern. Mai multe în alte vloguri. Din punctul meu de vedere, această cameră este number one pentru vloguri. Este cam grea, trebuie să recunosc. Vreo 650 de grame fără baterie și vreo 700, să zicem, cu baterie. Oricum, bateria ține foarte mult, ceea ce este un avantaj. Vom vorbi despre asta în alt episod. În acest episod, fraților, vreau să vă arăt cum am vopsit consola mașinii, consola Peugeot-ului. E ceva unic, pot spune. Mulți o să spuneți acum, da, sigur, ai vopsit-o portocaliu sau albastru sau, mai bine zis, pătrățelele alea șmechere de ultima generație. Nu, nu, nu. Haideți să mergem la mașină să vedem ce am făcut. Am ajuns în mașină în garaj, dar dacă vă uitați bine, degeaba vă uitați că nu puteți să vedeți nimic. Ei, ia să vedeți, deci ce frumos se vede, e la maxim, e la 1.8. Doar că la această cameră mai am ceva night shot. Când apăs pe night shot, ce credeți? Bine, pun eu mâna pe ceva ca să, mă rog. Ia uite, când apăs scrie imposibil de capturat. Mă rog, fie. Deci, vă dați seama ce bine o să prindă acest night shot când filmez la case bântuite. Ia să-l oprim. Gata, l-am oprit. Doar că expunerea e automată. Pentru a regla, trebuie să-i apăs eu pe el și a trecut pe modul manual, da? Ia priviți. Extraordinar. Această cameră își face combinația foarte bine. Ok, haideți să întorc eu camera. Sunt în garaj și e foarte răcoare aici. Dacă nu mă înșel, să pun contactul, mi-arată că sunt undeva la, cred că 28 de grade, da. Deci, 28 de grade aici și afară, cred că sunt 40. Ce părere aveți? Ia să prindem lumina. A? Cum stă treaba cu combinația? Arată sau nu arată bele? O să vă spun într-un alt vlog cum am făcut să iasă așa ceva, cât de mișto. Da, sunt mini diamante. Bineînțeles că nu sunt diamante reale, da? Și totul arată foarte bine. Dacă ne uităm, chiar arată marfă rău. Ia priviți. O să vorbim într-un tutorial pe Made in Romania. Mamă, deci arată ca diamantele, e super. Am putea spune în limba engleză glitter. Wow, am un pic de engleză pe colț. Doar alea le-am făcut de la aer. Da. Și partea asta micuță ca să arate așa mișto. A durat cam vreo 2 ore. Mai am să le fac și pe astea de la mânere, dar deocamdată nu mă grăbesc. Nu se ia absolut deloc, absolut deloc, pentru că sunt făcute foarte, foarte mișto. A? Arată, 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 arată. Să vedem, avem contactul. Eram să-i dau să mașalier. Nu vedem decât rear camera, care observăm că e până lângă ușă. Dacă am pornit motorul,
Deci după ce pornim motorul și băgăm în mașalier, ia să vedem. Vedem că ne apropiem foarte tare de spate, ia să vedem. Oh, frână de mână. Dai, 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 mai un pic, mai un pic, mai un pic. Stop! Deci, sunt foarte, foarte, foarte aproape de uși, vedeți? La câțiva centimetri. Dăm în față puțin. Ok. A? Și băgăm înapoi și observăm că ne-am depărtat. Mișto combinația asta cu cameră. Pac. Șmecherie pe felie. Asta a fost damblaua mea și mi-am făcut-o. Așa cum și alții au mare dambla să-și facă fel și fel de tuning auto, eu am avut dambla asta să-mi fac această consolă. Mamă, deci are, e pur și simplu, se simte la mână, nu știu cum să vă explic, se simte foarte tare așa, adică ca și cum ar fi mini diamante presărate pe ea. O să vedeți voi într-un alt vloguleț. Ce am pus? Ok, să știți că ca să putem întreține un canal, cum e și acest canal al meu, și după cum știți și puteți observa, chiar dacă căutați oriunde, mai ales pe Social Blade, inclusiv pe canalul meu, puteți observa foarte ușor că am făcut, cred că 216.000 de abonați. Până mâine îl iau și pe Sucre, care, prietenul meu, care într-adevăr înainte el avea, deci întotdeauna el a avut cu 40-45 de mii de abonați mai mult decât mine. Asta e, viața se schimbă. Cei care nu țin pasul pe YouTube rămân în urmă. Așa, bine, de fapt nu că nu țin pasul în ce constă canalul meu, mă aruncă pe primele locuri ca fiind unul dintre vloggerii foarte căutați în ultima perioadă. Mă uit la mulți, dar o să vorbim în alt vloguleț, mulți vloggeri, să zic așa, în fiecare zi pe Social Blade observ că au 60, 80, 14.000, 50, 20.000 de vizualizări. Mi se pare foarte puțin și chiar e foarte puțin. Deoarece, vedeți voi, majoritatea abonaților sunt pur și simplu plictisiți de ceea ce văd în fiecare zi. Nu vreau să fac hate, nu vreau să fac ură, gen super disul cu Sucre, dar să știți că e aiurea, dacă sting lumina, vedeți, a rămas doar lumina de la DVD, să sting și DVD-ul, să stingi DVD-ul. Majoritatea vloggerilor sunt și între ghilimele unii vloggeri, nu se pot numi vloggeri, dar mă rog, cum doresc ei. Filmează pur și simplu de pe același scaun, aceeași poziție a camerei, aceleași vorbe și nu fac altceva. Deci, să zic că nu 70% sub nicio formă, 80% din vloggerii pe care îi vedeți pe YouTube pur și simplu fac aceleași combinații. Se uită unul altul sau vorbesc unul despre altul, cum e și în combinația cu Motan Show și cu Epic Shorty. Astfel de conflicte sunt zilnice, doar că unii nu au chef să facă gen un hate adresându-se la alt canal. Și mai sunt unii vloggeri care cred că dacă fac ceva despre cineva, vorbesc urât, cum s-a întâmplat și cu mine. Câțiva, am mai lăsat câțiva, restul și-au luat strike și îi las în pace pentru că așa fac reclamă. Cei care se uită la cei hateri, pentru că nu sunt vloggeri, cei care vorbesc despre alte persoane și spun că vai, ăla a făcut și adres, sunt un fel de radio șanț. Pur și simplu nu-i putem cataloga ca vloggeri, ci ca DJ radio șanț. Așa se numesc cei care vorbesc despre unii și despre alții. Și aprind și închid lumina pentru că dacă mai stau vreo 10 minute o să intre în modul economic, pentru că e foarte inteligent pe Joul. Și dacă stăm să vorbim despre unii și despre alții, nu mai ajungem la acea linie la care visăm să ajungem fiecare vlogger. Eu chiar sunt vlogger în adevăratul cuvânt, în adevăratul sens și în adevărata practică a meseriei. Pentru că o să filmez vloguri zi de zi, nu o să vă mai săturați de mine niciodată. Și fac chestii pe care alții
pur și simplu nu au cum să le facă, ori le e frică, nu mă refer la șerpi sau la unele experimente, dar ceea ce fac eu, bat undeva spre ceea ce mi-am dorit, bat undeva sus, să ajung sus. Nu mi-am dorit mai mult de 1000 de abonați. Niciodată nu am crezut că o să trec de 1000. Hai să zic așa, undeva departe, departe, în mintea mea, ar fi stat că poate ajung la 10.000 de abonați. Cred că dacă aveam cum să opresc butonul la 10.000 de abonați, îl opream. Adică asta îmi doream mai de mult. Dar am văzut că a luat amploare foarte, foarte mare canalul meu și tocmai de asta vreau să postez zi de zi, să bat fierul cât e cald, pentru că așa nu aveți cum să vă plictisiți de mine niciodată. Vloguri peste vloguri. Nu o să vorbesc niciodată despre alt YouTuber să-i fac hate. Nu. Dacă cumva o să mai fac disuri și o să fac sigur, va fi cu acordul persoanei. Deci să știți că niciodată nu am să mă bag și nici nu mă interesează. Chiar nu mă mai interesează să vorbesc urât despre altă persoană. Pentru că asta nu e vlogăreal. E bășineală. Deci pur și simplu îți pierzi timpul judecând pe altul. Că face, că drege, nu știu ce spun ăștia despre Călinaciu, cu o fată, că s-a combinat cu nu știu ce, nu știu, chiar nu m-a interesat și nu mă interesează, faceți absolut ce vreți, distrați-vă cât puteți, unii lingeți pe unde ați scuipat, nu mă interesează. Pe mine mă interesează de abonații mei, de viața mea, de canalul meu, de banii mei pe care îi fac pe acest canal și cu asta basta. Nu are nimeni nicio legătură și nu poate nimeni să mă oblige să fac ceea ce nu vreau să fac. Pur și simplu, e canalul meu, e casa mea. Dacă te uiți la mine în acest moment, înseamnă că ești abonat la mine. Și chiar dacă nu ești, apasă subscribe și apasă clopoțelul să te anunț de fiecare dată când postez. Și să știi că tu, abonatule, prietenul meu, din moment ce ești abonat, ești prietenul meu. Să știi că câteodată nu primești notificare de la YouTube, pentru că se întâmplă să mai întârzie. Am observat la foarte multă lume, așa că te dezabonezi și te abonezi din nou și dai click iar pe clopoțel ca să fii sigur că am să te anunț de fiecare dată. Canalul meu te va anunța de fiecare dată când postez. Cam atât pe ziua de azi, dragii mei, mă bucur că am cu cine vorbi. Eu știu sigur că de la o oră la alta cresc vizualizările. Apropo, am sărit un prag micuț. Dacă stau să mă gândesc bine, eu fac, puteți să vă uitați pe Social Blade, 100, între 100... 30, 140 și 200 de mii de vizualizări pe zi, ceea ce mă aruncă destul de sus în top. Și asta chiar m-am ambiționat și mă ambiționez să ajung foarte sus. Nu-mi place chestia să fac mituri și să așa, adică dacă cumva aș fi invitat vreodată, nu știu, m-aș gândi de două ori, deși că nu mă interesează pe mine să fac mituri, să mă duc la fel și fel de... Acum depinde de... ce ofertă primesc. Dar în ce ține de distracție, distracția mea este exact ceea ce vedeți pe acest canal. Pur și simplu eu am căutat, și o să închei cu asta, am căutat foarte mult să găsesc pe YouTube ceea ce postez eu. Adică amintirile din copilărie, pur și simplu. Vedeți voi și prietenii mei cu care am filmat, pur și simplu când se uită la vlogurile de acum un an, de acum 2 ani, de când am început să postez fără să consider că voi avea vreo șansă să devin mare, chiar nu mă gândeam să devin mare, pur și simplu zic, mamă ce mic eram frate, ce tare, și culmea, toate acele episoade din serie, seria Amintiri din copilărie, au peste 100.000 de vizualizări, unele 400, unele 300.000, la anul pe timpul ăsta o să vorbim câți abonați o să am, da? Peste 500.000, sunt 100% convins, din moment ce eu fac 1.200, 1.500 de abonați pe zi, uitați-vă singuri, pentru că nu-mi place minciuna, nu mi-a plăcut și nu o voi suporta niciodată. Deci, pur și simplu, fac abonați pentru că sunt apreciat. Și dacă sunt apreciat, canalul meu va crește nesimțit de mult în fiecare zi. Ok, o să vă mai arăt odată chestia asta cu bordul. Mamă, frate, nu mai pot să-mi iau ochii de la aici, nebun la cur. Ia priviți aici ce șmecherie. A? P-I-M-P scrie pe mine, fraților. Superb, superb, a? Na, e altceva. Mamă, abia aștept să ies la soare așa să vede ce criminal se vede, s-a uscat pentru că am dat cu lac pe deasupra și e absolut criminal. Combinația asta de negru cu diamante, ci glitcher. Am un pic de engleză în colțul gurii, fraților. Vă pup, vă iubesc, cu voi afoșarii. În descriere aveți Instagramul meu, mai jos un pic Facebookul meu. Intrați și urmăriți-mă și pe Facebook și pe Instagram, pentru că voi posta
în fiecare zi și poze în fiecare zi. Vă iubesc și am un vlog special pentru episodul următor. Cred că știți despre ce e vorba, nu? Casa bântuită.